categoric va fi sancționat, pentru că ceea ce a făcut el nu se justifică absolut deloc. N-a avut nicio motivare. A fost, bănuiesc, cam tot la meci, nu? Ați văzut evoluția lui pe antrenorul. Dacă îți dă atâta încredere ție și tu, timp de 37 de minute, n-ai produs nimic pe teren, pe el nu poate să stea, să uite, impasibil, că n-are un jucător în atac. Trebuie să dea un șoc. Șocul a fost schimbarea lui, o reacție a lui, care pe mine m-a lăsat mască, practic, în jurăturile care îi se vedeau pe mimica feței și... Bă rog, sunt lucruri mult mai complicate și mai lungi, n-are rost să revenim asupra lor. Ceea ce vă spun cu certitudine, aștept ca referatul antrenorului să ajungă la mine și vom lua măsurile care le impune regulamentul. Și vă spun că sunt destul de severe.